Sunt multe texte care arată cum era organizat la templu cântarea. David a pus o rânduială foarte bună cu cântatul la templu. Și erau mulți, erau un număr mare, dar hai să mergem acum la 2 Cronici, capitolul 5, versetul 12 până la 14. 2 Cronici, capitolul 5, versetul de la 12 până la 14. Aici este sfințirea, când Solomon a sfințit templul, la sfințirea templului. Toate lucrurile se întâmplă la sfințirea templului. Și eu citesc de la versetul 11. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, căci toți preoții de față se sfințiseră fără să mai țină șirul cetrului. Și toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Heman, Iedutun, fiii și frații lor, îmbrăcați în ien subțire, stăteau la răsăritul altarului, cu chimvale, alăute și harfe, și aveau cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Dar ei erau 280. Toți cântăreți erau 280, plus alți 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte. Căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. În clipa aceea, casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu un nor. Preoții n-au mai putut să mai stea acolo și să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Lui Dumnezeu. Ce vedem aici despre închinarea lor, despre închinarea lor prin cântare? Când au adus slava Lui Dumnezeu, toți organizat, un cor mare, vă zic, cântăreții, într-un alt loc menționează că erau 280 de cântăreți la templu. Atâți. Toți ei bine organizați, bine instruiți, numai de asta se ocupau. Toată ziua se ocupau numai de lucrul ăsta. Și atunci, plus ceilalți 120 de preoți care au sunat din trâmbiță. Când au cântat toți și zice în clipa, uitați-vă că spune versetul clar. În clipa, da? În clipa aceea. Când au început să cânte, în clipa aceea, casa, și anume casa lui Dumnezeu, s-a umplut cu un nor. Ce a fost norul ăsta? Prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. În timpul cântării, în timpul când a fost cântarea. Și acum este un loc interesant în sensul ăsta. Și uitați ce au cântat. Ce cântare au cântat? Este o frază care permanent e repetată în loc. Căci este bun, căci îndurarea lui ține în veac. Deci ce au cântat? Ce anume au cântat? Ce calitatea lui? Bunătatea și îndurarea lui. Și când au cântat bunătatea și îndurarea lui, atunci... Acum deschideți la 2 Cronici, capitolul 20. Asta e un loc grozav. Și cântarea, aici despre cântare, interesant. Vom citi tot capitolul, interesant. După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște moaniți, au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Același Iosafat despre care am citit acolo cu Elisei. Au venit și au dat de știri lui Iosafat zicând: o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria. Și sunt la Hatzatzon Tamar, adică ei în Ghedi. În spaima sa, care a fost prima reacție? Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Și-a vestit un post pentru tot Iuda. Ce-a făcut? Imediat, prima... Cum un om neprihănit reacționează la nenorocire? În spaima lui a căutat fața Domnului și a vestit un post. Primul lucru, nu știu nimic în ce trebuie să fac. Post. A vestit un post în tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi. Și a zis: Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izbonit Tu Dumnezeul nostru pe locuitorii țării acestea dinaintea poporului Tău Israel și ne-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminții lui Avram care Te iubea? Ei au locuit-o și ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău, zicând:
Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, își citează rugăciunea lui Solomon. Așa? La sfințirea templului, Solomon a zis vorba asta. Deci foarte interesant cum operează cu făgăduințele lui Dumnezeu. El citează numai făgăduințele lui Dumnezeu. Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, așa au zis atunci, zice. Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foamea, ne vom înfățișa înaintea casei acestea. Și el acolo era atunci, în fața casei era. Ne vom înfățișa înaintea casei acestea și înaintea ta. Căci numele tău este în casa aceasta. Vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum iată, fiii lui Amon și aduc înaintea lui situația, prezintă situația lui Dumnezeu. Acum iată, fiii lui Amon și ai lui Moab și cu cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a abătut de la ei și nu i-a nimicit. Iată cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea ta, pe care ne-ai dat în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, noi vei judeca tu pe ei, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi, care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Nu știm nimic, nu avem nicio soluție. Am venit înaintea ta. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele și fiilor. Tot poporul stătea acolo, împăratul se ruga și tot poporul stătea. Fără nicio nădejde, fără nimic. Atunci, Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel și așa mai departe, levitul, dintre fiii lui Asaf. Știți cine erau fiii lui Asaf? Cântăreți. Ei erau cântăreți. Deci ăsta era dintre cântăreți, peste un cântăreț. Și Iahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim. Și tu împărat Iosafat. Deci Dumnezeu vorbi prin omul ăsta acum. Așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinainte acestei mari mulțimi. Căci nu voi veți lupta ce Dumnezeu. Mâine pogorâți-vă împotriva lor. Auzi tu, atac împotriva lor. Nu stați, nu adunați-vă în cetate, întăriți pereții, pogorâți-vă împotriva lor. Deci din punct de vedere omenești, asta era prostie. Mâine pogorâți-vă împotriva lor. Ei se vor fi pe dealul țiți și veți găsi la capătul vării. În fața pustiei Ieruiel, dar nu le-o spus. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo. Suiți-vă pe deal și așezați-vă și stați acolo. Și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-l înainte. Și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ. Și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Leviții, dintre fiii chehatiților și dintre fiii coreiților, s-au sculat și au laudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeului Israel. Ce aflăm despre cântare până aici? Când au primit răspunsul, imediat l-au laudat pe Dumnezeu. L-au laudat pe Dumnezeu că le-au dat răspuns la o ieșire din situații, cum? La o situație grea. A doua zi, au venit dis de dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis, ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul nostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, a numit cine? Iosafat, da? A numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, primii cântăreți, lăudându-L pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în gând. Ce aflăm despre cântăreți? Următorul lucru. Ce au făcut? I-a pus pe cântăreți în față, să cânte. I-a pus pe cântăreți primii, în fruntea oștirii. Auzi, era oștirea, mergea oștirea. Dar în fruntea oștirii cântăreți. Cântăreții cu arme, cu arme erau cântăreți. Care erau armele lor? Instrumentele și îmbrăcați în podoabe sfinte. Îmbrăcați în podoabe sfinte cu instrumentele muzicale, muzicalții înainte. Și acum, hai să vedem ce se întâmplă mai departe. În clipa, puneți timpul, notați timpul acolo, important timpul aici, notați timpul cu ceasul. În clipa când au început cântările și laudele Domnului, laudele, nu întâmplător, cuvântul lui Dumnezeu menționează momentul când a început Dumnezeu să lucreze.
În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și ai fiilor lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Și au fost bătuți. Atunci, a fiii lui Amon și a lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir, ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, tare îmi place următoarea frază, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când au ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustia, s-au uitat înspre mulțime și iată că ei erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzi. Au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de mult că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat, căci era multă pradă. 3 zile au cărat de acolo. Vă dați seama ce era? Câți erau ei comparativ cu armata aceea, dacă 3 zile trebuie numai să care prada? Vă dați seama? Cât de mic era poporul Israel, oștirea lui Israel comparativ cu ce era acolo? Ce mulțime era acolo? Dacă 3 zile au fost nevoie numai ca să care prada. Acum, a 4-a zi s-au strâns în Valea Beraca, binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul. De aceea au numit locul acesta Valea Beraca. Foarte interesant că poporul Israel, cu orice eveniment, îl întipăreau ori cu denumirea localității, ori îi puneau denumirea localității după evenimentul care a fost acolo. Numii care a rămas până în ziua de azi. Toți oamenii din Iuda și de Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. Au intrat în Ierusalim în casa Domnului, cum? În sunete de alăute și de harfe și trâmbițe, cântând. Groaza Domnului, efectul, a apucat toate împărățiile celorlalte țări, când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel. Ce-au aflat toate popoarele? De obicei, oamenii dau interpretări. A, nu, a fost un conflict, a fost o coincidență, a fost o întâmplare. Tot conflictul ăsta care a fost între ei a fost o întâmplare. Nu a fost o întâmplare. Toate popoarele ce au înțeles bine? Domnul a luptat pentru Israel. Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur. Hai să facem niște concluzii. Ce am văzut aici despre cântare? Dumnezeu lucrează. Deja n-ați văzut 2 cazuri când în clipa, spune, în clipa când au început să cânte. La templu, în clipa când au început să cânte, ce s-a întâmplat? Slava Domnului a umplut. A umplut templu. Deci se pare că Iosafat înțelegea bine. Iosafat foarte înțelept proceda. Toate lucrurile proceda după Scripturi, dacă ați văzut. Când au venit, au făcut apel la făgăduințele lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai făgăduit. Tu ai zis aici, în casa asta. O adunat repede poporul, a pus tot poporul să postească, tot poporul cu pruncii, cu nevestele, toți acolo prezenți. El, îngenunchiat în fața templului, și s-a rugat așa și zice, Doamne, ai zis, când vom fi în probleme, vom veni aici, iată, am venit acum, suntem în probleme, rezolvă problema noastră. Și Dumnezeu imediat a răspuns, imediat. Pe urmă, felul cum a aranjat oștirea, faptul că a pus pe cântăreț în fruntea oștirii, nu vă vorbește ceva despre Iosafat? Știa Iosafat? Rostul la închinarea asta, la cântăreț, la... Da? Știa foarte bine. Și-a avut efect toată organizarea asta cum a făcut-o? Cine se pornește la luptă cu corul în față? Toți cântăreți în față și oștirea de urmă. Cine se pornește la luptă în felul ăsta? Nu? Ei așa s-au pornit. Dar așa a făcut și Iosua, da? Că ei așa s-au pornit. În context, mai vedem. La 2 Cronici 23 a fost pe un timp greu în Israel. Știți că după moartea lui Ahazia s-a ridicat Atalia, mama lui, care a omorât pe toți fiii împăratului și a fost idolatrie mare s-a ajuns în Israel. Și atunci preotul Iehoiada a fost acel care a intervenit el. A fost un caz când a trebuit să intervină preotul. De acum, în contextul politic, preotul a ascuns pe cineva, l-a ascuns pe cineva
din urmaș. Și zice aici așa, de la versetul 12. Atalia a auzit zarva poporului care alerga și mărea pe împărat, pentru că a fost trus împărat. S-a uitat și iată că împăratul stătea pe scaunul său împărătesc la intrare. Căpeteniile și trâmbițele erau lângă împărat. Tot poporul țării se bucura și sunau din trâmbiți, iar cântăreții cu instrumentele și muzică ziceau cântările de laudă. Și apoi, mai departe, spune așa, de la versetul 16, Iehoiada a făcut între el tot poporul și împăratul legământ prin care aveau să fie poporul Domnului. Tot poporul a intrat în casa lui Baal și au dărâmat-o. I-au sfărâmat altarele și chipurile și au ucis înainte altarilor pe Matan, preotul lui Baal. Iehoiada a încredințat slujbele casei Domnului în mâinile preoților leviților pe care îi împărțise David în casa Domnului. Deci după ce a venit Atalia, după ce a căzut iar poporului apostazia cea mare, a fost anulată și închinarea la templu. S-a pierdut închinarea și atunci când a restabilit tot sistemul de închinare, numai decât a restabilit după rânduiala care a așezat-o Moise, David. David a fost acel care a pus o rânduială la templu, cum trebuie să se închine, cum trebuie să fie muzicanți, a pus muzicanți, a pus rânduială, bine. Și așa, el a făcut la loc să fie toate lucrurile puse în rânduială. Apoi, ce știți despre Iosua, împăratul Iosua? Iosia, nu Iosua, Iosia, împăratul Iosia. A ajuns împărat la vârsta de 8 ani. Ce a făcut? Care au fost realizările lui cele mai mari? Ce a făcut? El a nimicit toate înălțimile din Israel. A nimicit toate înălțimile din Israel. Apoi a găsit Cartea Domnului. A găsit Cartea Domnului. A citit-o el. Dar când a găsit Cartea Domnului? În timp ce făcea reparații. Timp ce făcea reparații la templu, da? A făcut reparații la templu, a găsit Cartea Domnului și a restabilit închinarea. Și iată despre el spune așa, la 2 Cronici 34, vă rog să deschideți, 2 Cronici 34. Când a început să facă reparații în casa Domnului, spune așa, în al 18-lea an al domniei de la versetul, după ce a curățit țara și casa, a trimis pe Șafan și așa mai departe, să facă reparații în templu. Versetul 12. Oamenii aceștia au lucrat cinstit în lucrul lor, zidarii, tâmplarii, cei care erau în templu. Erau puși sub privegherea lui Iahat și Obadia, leviți din fiii lui Merare și a lui Zaharia și Meșulam, din fiii Chehatiților. Toți aceia dintre leviți, care știau să cânte bine, vegheau asupra lucrărilor, și cărmuiau pe toți lucrătorii care aveau de făcut felurite lucrări. Mai erau și alți leviți, logofezi, dregători și ușieri. Ce aflăm despre cântăreți aici, în timpul reparației templului? Ce au făcut ei? Se repara templul. Ce au făcut ei? Vegheau. Vegheau la construcție. Vegheau la reparație. Ei vegheau la... Cărmuiau în timpul lucrării. Deci înseamnă că atunci când a fost o altă nevoie, ei au împlinit o nevoie și au fost gata să implici într-o altă nevoie. Toți cântăreții ăștia, care erau cântăreți la templu, atunci s-au implicat în altă nevoie. Era restabilirea templului, reconstrucția la templu, era tot. Ei făceau alte lucruri importante care trebuiau să fie îndeplinite. Dar 2 Cronici 35 cu 25. 35 cu 25. Încă chiar și la versetul 15 mai este ceva. Cântăreții fiii lui Asaf, când s-a prăznuit Paștele, el a prăznuit apoi Paștele, Iosia. Și atunci zice, cântăreții fiii lui Asaf stăteau la locul lor după rânduiala lui David. Totdeauna spune, după rânduiala lui David. David a făcut o rânduială, a așezat o rânduială cu cântăreții. David fiind un cântăreț, el a așezat o rânduială cu cântăreții în templu. Și rânduiala asta a fost respectată totdeauna. Și zice, după rânduiala, după... Felul cum trebuiau ei să administreze, felul lor de organizare a fost stabilit atunci și așa rămânea, era păstrat felul ăsta de organizare. C-
Cântăreții fiii lui Asaf stăteau la locul lor, după rânduiala lui David, lui Asaf, lui Heman și lui Iedutun, văzătorii împăratului. Ușierii, de asemenea, erau la fiecare ușă. N-aveau nevoie să se abată de la slujba lor, căci frații lor leviți au pregătit ce era pentru ei. Deci doar asta am vrut să accentuez, că era păstrată rânduiala aceea care a pus-o David pentru închinarea, pentru muzicanți. Cum trebuia să fie cu muzica. La versetul 25, deja vorbește despre moartea lui Iosia. Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Toți cântăreții și toate cântăreții au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi. Și au ajuns odată în Israel. Cântările acelea sunt scrise în cântecele de jale. Celelalte faptele lui Iosia și faptele lui Evlavioase, făcute așa cum poruncește legea Domnului, cele din tâi și cele de pe urmă faptele lui sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda. Ce aflăm în versetul 25 despre cântări? Este o carte, zice, a ajuns o datină. A fost o carte a cânticilor de jale, în care erau colectate toate cânticile este de jale, da? O colecție. Dar altceva ce mai aflăm aici? Ieremia a făcut un cântec de jale la moartea lui Iosif. Ieremia a făcut un cântec de jale la moartea lui... Nu-l avem aici. Se face referință că este într-o carte undeva. Nu-i pus în Biblie. N-a fost inclus în Biblie cântecul ăsta de jale. Dar ne spune că a fost făcut. Și nu numai Ieremia. Cine a mai făcut? Zice, toți cântăreții și toate cântărețile au vorbit de Iosia în cântecile lor de jale până în ziua de azi. Vedem ceva care am mai văzut și până acum. Pentru generațiile viitoare. Deci când a fost un om bun în Israel, când a fost un om care trebuia să fie memorat, cum era memoria despre omul, cum întipărită memoria despre omul ăsta. Cântăreții jucau un rol foarte important. Cântăreții jucau un rol foarte important și într-un fel ei transmiteau istoria și transmiteau exemplele bune. Lucrurile frumoase, lucrurile astea sunt o motivare. Istoria totdeauna este o motivare, exemplu frumoase din istorie. Lucrurile astea erau în cântările de jale și apoi, în felul ăsta, nu erau dați uitării oamenii importanți. Cu părere de rău, în vremea noastră, oamenii importanți sunt dați uitării. Dar mai mult, acum nu se știe. Care e istoria baptiștilor în Moldova? Cine știe? Cine știe ce oamenii care au făcut, care au... Nu știu, nu știu, nu s-a scris, nu s-a făcut nimic. În altă țări s-a mai făcut, s-a scris, este istoria. Acum, iată, facem încercările, Radu Blendarecu, el scrie continuu articolele astea despre bisericile din țară, căutând să aflăm istoria, istoria, măcar cât de puțin. Dar așa nu se știe despre oameni și asta este un lucru rău, știți? Pentru că crește generații fără modele. Oamenii mari, mari în sens oameni care au fost oameni credincioși. Oameni, exemple, modele. Ei sunt uitați și atunci crește o generație fără modele. Ei nu au modele. Nu au modele. Ei nu știu. Nu știu ce s-a făcut. Dar din moment ce am ajuns, a ajuns credința până la noi, a ajuns Evanghelia, prin perioade așa de grele, din moment ce sunt în țara asta atâtea biserici, din moment ce în țara asta sunt atâtea creștini într-o atâtea localități, apoi vreau să vă zic că nu întâmplător a fost. Au fost eforturi mari, au fost oameni care au lucrat, care au depus eforturi mari și despre ei nu se știe nimic, s-au uitat. S-au uitat, parcă nu ar mai fi. Trebuie oamenii ăștia, memoria lor trebuie adusă. Lucrurile frumoase care s-au făcut trebuie tipărite în memorie, în istorie, scrise. Acum, înainte ca să mergem la Ezra, Ezra, știți că s-au întors de robii. Este cartea celor care s-au întors de robii. Înainte ca să ajungem noi la Ezra, vă rog să mergem la Psalmul 137. Dacă nu mă înșel, așa. Vă rog să deschidem Psalmul 137. Pe urmă să o luăm la rând psalmii, dar acum să mergem direct la Psalmul 137. Îl știm și apoi să-mi spuneți voi când a fost scris psalmul ăsta și de cine, da? Psalmul 137. L-ați deschis? Hai să-l știm toți cu voce tare, vreți?
pentru lumea ce timp vă citați. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam. Când aduceam aminte de Sion, sărcile de ținutul acela ne-a târnase în cafe, căci acolo biruitorii noștri cereau cântări, și ascultorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalim, să-și uite dreapta mea de stoicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Domnului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau, Radeți-l, radeți-l din temelii. Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care nu l-ai făcut. Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă. Acum, hai să facem o listă ce aflăm despre autori. Că autori aici parcă sunt mai mulți, da? Parcă vorbește din numele mai multor. Parcă vorbește aici din numele mai multor. Hai să vedem ce aflăm despre ei. Versetul 1. Ce aflăm despre ei? Facem listă. Lista așa obișnuit. Cum facem noi? Asta de unde? Unde sunt ei acum, în momentul când scriu cântarea? Pe malurile râurilor Babilonului. Asta e Tigru și Eufrat. Astea sunt râurile Babilonului. Ce fac ei acolo? Tot din versetul 1. Șed jos și plâng. Șed jos și plâng. De ce plâng? Și aduc aminte de Sion. Ei, deja ce află despre? Dacă plâng, din moment ce aduc aminte de Sion, de unde sunt oamenii ăștia? De acolo sunt, da? Și acum stau pe malul lângului Babilonului și șed jos și plâng. Versetul 2. Ce aflăm despre ei? În ținutul acela, ce sunt său ce crește mamă, da? Și ce spune? Și-au atârnat arfele lui său ce vicele. De ce și le-au atârnat? Asta înseamnă, nu mai cântă. De ce nu mai cântă? Din primele două versete aflăm, de ce nu mai cântă? De ce? De ce nu mai cântă? Pentru că dau motiv, da? Dau motiv, acum plâng. Ei plâng aici, aici nu motiv de cântat. Și-au atârnat arfele. Dar și-au atârnat arfele lor, ceea ce înseamnă că ei cântă. Ei sunt cântăreți, deja aflăm că sunt cântăreți, nu? Ei și-au atârnat arfele lor acolo, ei sunt cântăreți, dar nu mai cântă. Și le-au atârnat, au încetat să mai cântă. Dar versetul 3 ce spune despre ei? Ce aflăm despre ei? Ei au fost biruiți. Deci dacă au fost biruiți, au venit de la Sion, acum sunt în Babilon, cine sunt ei? Deci ei sunt robi, au fost biruiți și acum sunt robi. Și încă ce află? Sunt asupriți. Au fost biruiți, sunt asupriți. Și ce mai aflăm despre ei? Biruitorii le cer cântări. Biruitorii le cer cântări. Dar care e starea sufletului lor? Am văzut din versetul 1 cum? Ei plâng. Ei plâng, dar biruitorii le cer să cânte. Dar biruitorii știu ceva de Biruitorii zice, cântați-ne ceva din Sion. Deci, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Deci biruitorii cer să cânte cântări de acolo. Care cântau ei acolo în Sion. Deci ei știu cântările Sionului. Și încă ce le mai cereau sufletorii? Bucurie, se bucură. E ușor să aveți bucurie când ai așa o durere în inimă. Dar ei le cer să arate bucurie. Și acum, întrebări vin în versetul 4. Ce spune? Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Cu alte cuvinte, împrejurările astea a noastră sunt pentru a cânta? Noi am cântat acolo, la templu.
Nu le-am cântat. E clar că sunt cântăreții cei de acolo, nu? Deja ne dăm seama că sunt cântăreții cei de acolo. Dacă sunt cântați din cântările Sionului, sunt cântăreții care cântau acolo la templu. Cei care cântau după rânduiala lui David, puși acolo. Acum toți au fost luați, duși în Babilon și pus să fie artiști. Artiști care distrează. Acolo la Ierusalim au fost artiști care distrau? Nu, au fost, am văzut ce cântau. Am văzut când în cazul cu Iosafat, am văzut de ce cântau. Ei n-au fost artiști care distrau poporul. Au fost oameni care au cântat laude Domnului. Mare diferență este între a fi artist care distrează poporul și a fi om care cânți laude Domnului. Acum însă au ajuns în robie și ăștia vor să-i folosească ca pe artiști care distrează. Cântați în ceva de acolo, să avem și să ne distrăm de cântările care le cântați voi. Cum să cântăm noi cântările Domnului într-un pământ străin? Da, imediat aici e un punct pivot. În versetul 5. Punct pivot înseamnă unde lucrurile se întorc. Gata. Se întorc altfel. Ia uite ce zic eu. Dacă te voi uita, Ierusalim, să-și uite dreapta mea de stoinicie ei. Ce făcea dreapta? Arfele erau puse în copac? Ce făceau arfele? Ce făcea dreapta lui? Care e destoinicia dreptei unui muzicant? Să mânuiască instrumentul muzical. Și dacă te voi uita, Ierusalim, să-și uite dreapta mea de stoinicie ei. Ce înseamnă expresia asta? Că eu o să te uit pe tine, Ierusalim. Ce înseamnă pentru un muzicant să-și uite dreapta de stoinicie a lui? Gata, nu mai există ca muzicant. Pentru un cântăreț la arfă, dacă nu mai știi să mai cânti, el gata, nu mai există ca muzicant. Ce înseamnă expresia asta? Că el vrea să uite? Nu. El ce-o hotărât? Ce decizie a luat? A luat o decizie. Ăștia îi pun să-i distreze, dar el ce decizie a luat? Ce decizie a luat? Eu nu te voi uita, Ierusalim. Nu te voi uita, Ierusalim, zice. Și încă, nu te voi uita, Ierusalim, și acum spune mai departe. Pe urmă, zice, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu îmi voi aduce aminte de tine. Când zice un cântăreț să se lipească limba de cerul gurii, ce înseamnă asta? Nu se mai pot cânta. Nu se mai pot cânta cu arfa, nu se mai pot cânta cu voce. Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu îmi voi aduce aminte de tine. Dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele, unde se află ei acum? Unde se află? În robie. Nu interesant? În robie, stăteau, plângeau toți acolo și au venit vrăjmașii și au zis, ia, hai băieții, veniți să distrați o leacă. Ia cântați ceva din cântările cele și ne arătați bucurie aici, nu așa, fai verde. Cântați frumos, să ne vedem și noi din cântările noastre. Și ce o să cântăm pentru voi, să vă curază? Ce o să eu? Eu o să cânt ca să mă bucur eu de Ierusalim. Aici, pe un pământ străin, zice, pământul este străin, voi cânta cântările Domnului și voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Deci, cu alte cuvinte, cu Duhul lui unde se duce? Cu alte cuvinte, Doamne, așa cum te-am laudat acolo, în templu. Cu bucuria cu care cântam în templu atunci când te laudam, tot așa o să fac și aici. Ia uitați-vă, cu ce începe versetul 1 și se termină versetul 6. Pe malurile râului Babilonului ce făceam? Ședeam jos și plângeam. Ce fac harfele? Atârnate în sânge. Împrejurările sunt foarte, foarte rele. Și care aduc numai disperare. Depresivi. Foarte depresiv în vrăjmaș. Dar până când a avut loc o schimbare, ori mă uit la vrăjmaș, ori mă uit la cine? Ori la Dumnezeu. Vrăjmașii îi pune să-i cânte cântări de bucurie, să-i bucur. Și zice, Doamne, cum să cânt într-un pământ? Stai, parcă s-a întâmplat ceva, o schimbare în versetul 5, da? Dacă te voi uita, Ierusalim, să-și uite dreapta mea de stoinicie ei. Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Deci, cu alte cuvinte, voi cânta tot așa, cu aceeași atitudine cu care am cântat acolo. Deci, se începe cu ședeam jos și plângeam și se termină cu culmea bucuriei mele. Culmea bucuriei mele într-un pământ străin unde am ajuns rău. Deci, ce efect are cântarea aici?
Ce efect are cântarea ceva muzicant? Ce efect are cântarea? Schimbă complet stare. Dar da, când cântarea are efectul ăsta? Când îți schimbi atitudinea și când... Când... Care anume schimbări? Ce schimbări au avut loc în inimă? Ce schimbări au avut loc în inimă? S-a, s-a întâmplat ceva, o schimbare? Ce? Și-au adus aminte și... Dar ce schimbări? Schimbare de atitudine. Inițial ați văzut în ce stare. Cu alte cuvinte, ei au hotărât, aici, în locul ăsta, eu pot să te slăbesc cu aceeași inimă cum te-am slăbit acolo. Deci eu din Ierusalim voi face culmea bucuriei mele aici. Eu aici îl voi slăbi pe Dumnezeu, aceleași cântări de laudă îl voi cânta lui Dumnezeu, tot așa cum le-am cântat acolo. Și voi fi bucuros aici. Cu alte cuvinte, în împrejurări grele și foarte grele, poți să slăbești pe Dumnezeu tot așa. Și asta să-ți fie culmea bucuriei. Să te ridici deasupra împrejurării. În închinarea lor, în cântarea lor, în închinarea lor, ei s-au ridicat deasupra împrejurărilor. Motivația a hotărât totul. N-ați uitat, inițial aceia au pus scânte ca să-și bate joc de ei. Ei n-au cântat pentru ăștia. Ei au cântat, eu cred că cei care, asupritorii lor, când i-au văzut, în așa împrejurări, așa o bucurie, cu atâta bucurie să-i cânți lui Dumnezeu, cred că asta a fost o mărturie puternică și pentru asupritorii lor. Dar mai este și a doua parte în cântare, de la versetul 7 la 9. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Domnului. Ăștia erau frați, știți? Copiii Domnului sunt fiii lui Esau. Fiii lui Esau. Ce au făcut ei în ziua nenorocirilor? Nenorocirea Ierusalimului. Ziceau, radiți-l. Radiți-l din temelii. Fratele lui așa zicea. Frații lor așa zicea. Când Dumnezeu l-a îngăduit, lor a văzut și Iosafat a spus, Doamne, când am trecut pe acolo, ne-a zis, nu ne băgăm la ei. Sunt frații noștri, toți ăștia. Să nu ne băgăm la ei, să nu ne facem mic. Și acum așa ne răsplătesc ei pentru asta? Și acum ia, totdeauna așa au procedat. Ziceau, radeți-l, Doamne, zice, adă-ți aminte de ei. Și apoi, fiica Babilonului, sortită pustiei, ferici de cine îți va întoarce la fel, răul pe care ne l-ai făcut tu nu. Ce rău le-a făcut? Au distrus templul, i-au luat în robie, le-au distrus templul. Deci, toate astea le-au făcut. Care sunt concluziile cele mai importante pe care trebuie să ne facem din psalmul ăsta? Care? Deci în închinarea pe care l-a adus lui Dumnezeu, ce contează foarte mult? Starea inimii tale. Atitudinea. Atitudinea inimii tale. Atitudinea inimii tale. Și am văzut poți oameni care erau într-o depresie foarte mare. Când și-au întors decizia, exact. Ei au luat decizia. Ei au hotărât. Ei au hotărât, fiind acolo, au hotărât. Nu. Eu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Și gata. Și nu depinde din prejurile. Și de rezultat să-i vin cântările care le-au dat. Domnul Iubiți. Și ei când se închinau în Ierusalim, o făceau cu bucurie. Când se închinau în Ierusalim, o făceau cu bucurie. O făceau pentru Dumnezeu, nu pentru oameni. Starea emoțională se schimbă imediat când îți schimbi atitudinea. Și când nu te lași influențat de împrejurări, nu? De asta zice în Biblie, lăudați pe Dumnezeu în orice vreme. Așa spune. Lăudați-L pe Dumnezeu în orice vreme, în orice împrejurări nu ești, laudă-L pe Dumnezeu. Ai motive serioase. Acum ei îți dai seama, templul dărâmat, toată închinarea oprită, tot absolut. Și totuși au luat arfele cu loc, cu ei, cu arfele astea au venit până pe malul. Le-au păstrat. Arfele au venit cu ei. Exact. Nu știu. Aveau nădejde pentru noi. Este o mărturie pentru dușmani. Este o mărturie. Și apoi, în cartea Ezra, știți că s-au întors înapoi. La Ezra 2, deschideți Ezra, capitolul 2. De la versetul 64, de fapt, iată aici spune, la versetul 40-41, leviții fiii lui Iosua și Cadmiel, aici e numără pe cei care s-au întors, care au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, care au plecat din Babilon și se întoarcă. Și spune la versetul 41, printre ei au fost cântăreți, fiii lui Asaf, 128 s-au întors. 128 de cântăreți au rămas până atunci și s-au întors înapoi la Ierusalim ca să cânte. Aici, din
Asta, ăștia fii sau poate chiar cei care cântau, au cântat pe malurile, care au compus Psalmul 137. Cei care au compus Psalmul 137, acum ei se întorc înapoi, înapoi la Ierusalim. Versetul 65, 64-65, toată adunarea erau 42.360 de inși, afară de robii și roabele lor, număr de 7.337. Între ei se aflau 200 de cântăreți și cântăreți. Asta sunt cei care au plecat din alte localități, versetul 59. Deci deja vedem cântăreții se întorceau înapoi la Ierusalim. Apoi, în capitolul 3, versetul 10, spune, când au pus temeliile templului Domnului, au așezat pe preoți în veșminte, cu trâmbițe și pe leviți, fiii lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe Domnul după rânduiala lui. Dar, deci, cum au restabilit închinarea și după robie? Cum au restabilit închinarea? Tot după rânduiala aceea care a pus-o David. Cântau mărind și laudând pe Domnul prin aceste cuvinte, că ce este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în veac. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile casei Domnului. Acum, să vedem câteva un pasaj din Cartea Neemia. Pare rău, trebuie să sar peste multe, că apoi vreau după masă să reușim în Noul Testament să ne uităm. Să ne plecăm până nu vedem ce scrie în Noul Testament. Dar deschideți Neemia, capitolul 12. Neemia, capitolul 12. Prima dată aici vedem un cor. Un cor organizat cu prilejul unui eveniment. Neemia, capitolul 12. La sfințirea, se începe de la versetul 27. La sfințirea zidurilor Ierusalimului, au chemat pe leviți din toate locurile în care locuiau. Și au adus la Ierusalim ca să prăznuiască sfințirea și sărbătoarea cu laude și cântări, în sunet de chimvale, lăute și harfe. Fiii cântăreților s-au strâns din împrejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor templului, din Bet Gilgal și din ținutul Gebei și din Azmavet, căci cântăreții își zidiseră sate împrejurul Ierusalimului. Preoții și leviții s-au curățit și au curățit și pe popor, porțile și zidul. Până aici, ce aflăm despre cântăreți? Cântare, cântăreți, ce aflăm? La sfințirea, zice, zidurilor. La sfințirea zidurilor au fost chemați cântăreți. Toți cântăreți. La sfințirea zidurilor au fost chemați toți cântăreții. Dar ce aflăm despre ei? Ei deja și-au construit case, prințelor și-au făcut sate. Dar satele astea unde le-au făcut? Dar de ce credeți că le-au făcut în jurul Ierusalimului? Ca să fie aproape de templu, acolo îi trebuiau să-și facă slujba, la templu. Deci ei s-au stabilit cu traiul aproape de locurile unde aveau, locul unde aveau să slujească. Am suit, versetul 31, am suit pe zid, pe căpeteniile lui Iuda și am făcut două coruri mari. Cel din tâi a pornit pe partea dreaptă a zidului spre poarta gunoiului. În urma acestui cor mergeau Hosea și jumătate din căpeteniile lui Iuda. Și el numără toate căpeteniile. La poarta izvorului, versetul 37, s-au suit drept înainte, pe treptele cetății lui David, pe ridicătura zidului deasupra casei lui David, până la poarta apelor spre răsărit. Al doilea cor a pornit spre stânga, pe zid. În urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor pe zid. Trecând pe deasupra turnului cuptoarelor, am mers până la zidul celălalt. Apoi, descrie tot drumul pe unde au mers și s-au oprit la poarta temniței. Cele două coruri s-au oprit unde? În casă. Versetul 40. În casa lui Dumnezeu. Și tot așa și eu și drăgătorii care erau cu mine. Și preoții, Eliachim, îi numără pe toți. Cântăreții și-au înălțat glasul cărmuiți de izrafie. În ziua aceea s-au adunat multe jertfe și a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile, și copiii, și strigau de bucurie al Ierusalim, și strigătele de bucurie al Ierusalimului se auzeau până departe. În ziua aceea s-au rânduit oameni care se privegheze asupra odăilor, care slujau de cămări pentru darurile de mâncare. Și versetul 45. Păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu
și a cărturarilor, cântăreții și ușierei și împlineau și ei slujbele după rânduiala lui David și a fiului său Solomon. Căci odinioară, pe vremea lui David și lui Asaf, erau căpetenii peste cântăreți și cântări de laudă și de mulțumire în cinstea lui Dumnezeu. Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel și Neemia părțile cuvenite cântăreților și ușierilor. Zi de zi au dat leviților lucrurile sfinte, iar leviții au dat fiilor lui Aron lucrurile sfințite cuvenite lor. Ce am văzut aici despre închinarea asta? Deci tot se restabilea, la Ierusalim se restabilea foarte greu, construit templul, construit zidurile, construit aceea, dar fiecare parte când era construită, apoi sfințită. Ce vedem aici despre cântare? Cântarea a jucat un rol ceva? Eu fost pus restabilit cântările imediat după ce au făcut temelia. Și se vede că eu condus în toată lucrarea asta. Mm-hmm. Cântăreți au venit toți, a fost pus înapoi iar rânduiala, rânduiala închinării, cum a așezat-o David, și aici mai spune și Solomon, cum Solomon a mai făcut arfele cele din lemn de santal, vă amintiți? Deci toate lucrurile le-au restabilit, au căutat să restabilească înapoi, să fie o închinare frumoasă, plăcută, rânduiți oameni, căpetenii care se ocupă de muzicanți, calitatea, trebuie să fie cea mai înaltă. Nu întâmplător îi vroiau cei din Babilon să-i asculte. Toată lumea peste tot știa că ăștia sunt niște cântăreți faimoși de tot, cântăreți vestiți, care cântă ca ei nu cânta nimeni. De asta vroiau toți să-i audă. Cum cântă? Cum cântă oamenii ăștia? Psalmul 32:7. Psalmii, știți, toți sunt cântări. Toți psalmii nu sunt altceva decât cântări. Vrem să vedem aici ce aflăm despre cântări. Însăși psalmii ce spun despre cântări. Psalmul 32:7. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Scrie asta David. În psalma lui David, o cântare. Ce avem despre cântări de aici? Ce avem despre ce cântări vorbește? Cântări de izbăvire. Am văzut până aici cântări de izbăvire ceva? Vreo cântare de izbăvire. Am văzut? Da? Ce cântări din Exod? Care? Moise din Exod. Ce alte cântări de izbăvire mai văzut? Debora și Barak. Apoi ce alte cântări de izbăvire? Cine? Când David cânta înaintea chivotului, dar altul zice, după ce l-a izbăvit Dumnezeu de toți vrăjmașii, iar a făcut o cântare, iar a făcut o cântare. Altceva? Iosafat tot a făcut, așa, cântări de izbăvire. Atunci, ce, da, vezi ce spune el aici? Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Până la urmă, el era cel care scria cântările. Nu? Cântările el le scria. David, acel care a scris multe cântări, el scria cântările. Dar ce spune aici? Dumnezeu este cel care ne zbăvea și zice, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire, pentru că toate cântările astea nu sunt altceva decât o expresie a mulțumirii mele pentru izbăvirea care e făcută. Interesant, tocmai și cântările astea le-a trebuit lui Dumnezeu. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire.